Așteptăm așadar acum anunțul lui Alexandru Rafila, l-ascultăm. Organizată de către Ministerul Sănătății în contextul creșterii cazurilor de infecție cu noul coronavirus. Vă prezint evoluția situației din săptămâna precedentă, iar începând de mâine, Ministerul Sănătății vă va pune la dispoziție un buletin de informare zilnic, care sper să fie bine primit și, bineînțeles, dacă e necesar, vă vom aduce și precizări suplimentare. În săptămâna precedentă au fost înregistrate aproape 15.000 de cazuri de persoane infectate cu SARS-CoV-2, iar 2717 dintre acestea, adică aproape 20%, sunt cazuri de reinfecție. Unitățile sanitare de profil sunt în acest moment internate 1410 persoane, ceea ce reprezintă 5,84% din numărul de paturi alocate conform planului de reziliență. Dacă vă aduceți aminte, săptămâna trecută erau în jur de 1000 de persoane internate, iar la ATI sunt internate 86 de persoane, din persoanele internate la ATI, de data aceasta majoritatea sunt nevaccinate, adică 68 din 86 sunt persoane nevaccinate. Proporția de paturi ocupate la ATI este de 4,66% și săptămâna precedentă au fost înregistrate un număr total de decese de 33, dintre care 22 bărbați și 11 femei. Aici aveți aceleași cifre în raport cu numărul de paturi disponibile. Remarcați numărul de paturi conform planului de reziliență, 23.750, ocupate 1.410, număr de paturi ATI 1.847, ocupate 86. Nu avem niciun copil internat în secție de terapie intensivă, iar din paturile pentru alocate copiilor la nivel național sunt ocupate 225. Asta este evoluția cazurilor și, practic, în ultimile 3 săptămâni am avut o dublare săptămânală a numărului de cazuri, de la aproape 4.000, 7.700 săptămâna trecută, acum 14.943. E un trend așteptat, conform și previziunilor Institutului Național de Sănătate Publică. Opinia noastră este că această creștere va mai dura circa 4-5 săptămâni până la jumătatea lunii august, după care probabil numărul de cazuri se va stabiliza și o să vedem când începe să se reducă. Decesele, evoluția deceselor, în mod similar, am avut o creștere în ultima săptămână, practic putem discuta de o creștere reală, de la 16 la 33 de decese pe săptămână însă. Indicatorii de supraveghere, așa cum i-ați văzut și în săptămâna precedentă, a crescut procentual pozitivitatea cazurilor aproape cu 40 ceva, 50%, vorba de coloana în verde, proporția de cazuri pozitive, de asemenea numărul de persoane internate la ATI și în secțiile obișnuite COVID, dar procentele la nivel național ați văzut că au rămas reduse. O informație, mă rog, e practic explicitarea una dintre coloanele precedente, se referă la rata de pozitivitate, practic din totalul testelor efectuate, ce procent de teste au fost pozitive. Și am ajuns la 12%. E un indicator bun. Practic, în valul precedent am avut o pozitivitate care, mai ales în zilele de weekend, ajungea undeva în jur de 30-32%. Probabil că vom atinge din nou valori destul de importante.
ale gradului de pozitivitate, dar nu corelați aceste valori cu gravitatea cazurilor, și asta este o altă discuție. Și numărul de unități administrativ-teritoriale în care se înregistrează cel puțin un caz confirmat a crescut, deci avem mai multe localități în care se înregistrează cel puțin un caz confirmat, din nou a treia săptămână, de fapt a patra săptămână de creștere, dacă plecăm de la săptămâna 24, în care practic aveam puține cazuri la nivel național, erau undeva în jur de 2000 de cazuri la nivel național într-o săptămână. Tulpina Omicron este dominantă și deja au fost secvențiate primele tulpini BA5, cele care sunt responsabile de accelerarea pandemiei la nivel internațional. S-a izolat și în țara noastră și nu este un lucru neașteptat. Repetăm aceleași indicații, circuitul necesar oricărei persoane care este simptomatică, se testează la medicul de familie sau solicită după caz, dacă este o oră nepotrivită, poate solicita ambulanța. Rezultatul pozitiv determină izolarea, în primul rând, la domiciliu și consultarea medicului de familie pentru situațiile în care simptomatologia mai este mai evidentă la centrele ambulatorii, iar în cazul evident unor simptome mai grave la pacienții cu comorbidități, spitalizarea. Noi acum ne străduim într-un timp foarte scurt să operaționalizăm împreună cu Casa de Asigurări de Sănătate, trebuie să găsim formula de finanțare a acestei activități în weekend pentru centre de evaluare și tratament. E un element important pentru că în weekend oamenii sigur au acces mai limitat la servicii de sănătate și aceste centre trebuie să funcționeze și în weekend, să ofere servicii medicale care să stabilească gradul de severitate al bolii și să poată să ofere tratament. Iar măsurile pentru gestionarea pandemiei înseamnă centre de testare care sunt în special la medicii de familie, dar avem și testarea în farmacii. Se poate face de asemenea la clinici sau în spitale. Sunt 4320 de locații unde pacienții din România sau cetățenii din România se pot testa. Centrele de evaluare funcționale în acest moment sunt 169, nu sunt foarte mult accesate, dar noi trebuie să oferim posibilitatea oamenilor pe măsură ce creșterea numărului de cazuri progresează. Iar vaccinarea se face la medicii de familie cu un total de 4.000 de medici de familie înscriși în acest program. Și cred că ăsta a fost ultimul diapozitiv. Dacă alte precizări, dacă sunt necesare, cu multă plăcere, evaluăm în continuare disponibilitatea de antivirale și reechilibrăm stocurile de antivirale pe măsură ce ele sunt utilizate între spitale și la nivelul centrelor de evaluare. Astăzi am avut o teleconferință cu toți directorii direcțiilor de sănătate publică și unele dintre concluzii, vi le-am și spus, una dintre ele este legată de necesitatea operaționalizării centrelor de evaluare în weekend. Am discutat de asemenea cu serviciile de ambulanță, cu serviciul București Ilfo am discutat, pentru că Bucureștiul are cam o treime din cazuri, e clar că sunt cele mai multe în București. Apropo de solicitările legate de testare, nu au fost foarte multe, multe solicitări către ambulanță, așa că pe măsură ce vom avea solicitări, putem să introducem în funcțiune centrele acelea de prelevare de probe, de recoltare, care trimit probele pentru testare PCR, alături de alte probe care pot fi prelevate de colegii de la serviciile de ambulanță. Cam asta am vrut să vă spun și, bineînțeles, vă stau la dispoziție cu răspunsuri la întrebări legate de această temă sau de alte teme care sunt importante pentru funcționalitatea sistemului de sănătate. Vreau să
sau dacă ne puteți spune câte centre de testare funcționează în acest moment în București. Pe site-ul Direcției de Sănătate Publică apar doar 6 spitale care au centre de testare. Sunt suficiente, tocmai acum v-am spus că în momentul de față, pe măsură ce serviciile de ambulanță fac față acestei solicitări, nu e nevoie să facem mai multe. Oamenii nu trebuie să stea acolo și să aștepte să vină cineva. Furnizăm un acces la testare în cele câteva pe care le-ați menționat dumneavoastră și importantă este, mai este un lucru important și încercăm și pe acesta să-l rezolvăm în cel mai scurt timp, să se facă testare și măcar într-una dintre cele două zile de weekend, pentru că o persoană, de exemplu, care vine spre sâmbătă noaptea să nu primească rezultatul luni. Este în interesul tuturor să avem rezultatul cât mai rapid. Și mai e o problemă, că tot discutați de testare, au sesizat-o colegii din teritoriu, sunt persoane încă care se testează singure, există acces la teste, nu declară acest lucru, sunt simptomatice și sfatul nostru este pentru ei să se izoleze dacă nu vor să, sau nu reușesc să ajungă la medicul de familie sau la un centru de testare, să se izoleze și să încerce să stea măcar 5 zile în izolare cât timp sunt simptomatici, pentru că lucrul ăsta protejează familiile și protejează comunitatea dacă ei respectă aceste lucruri. Centrele de testare din anumite spitale vor fi redeschise săptămâna aceasta? Da, o să vedem. În funcție de solicitări, v-am spus, nu este o urgență în momentul de față. Urgența a fost atunci când aveam mii de solicitări la ambulanță și exista un decalaj între momentul solicitării și momentul sosirii ambulanței de 2-3 zile. Deci era foarte lung acest interval. În momentul de față nu există o astfel de situație. Am verificat, sunt în jur de 100 de solicitări, până într-o 100 de solicitări pe zi pentru ambulanța București-Ilfov, ceea ce nu este un număr deosebit de mare. Dacă ați luat cumva legătura și cu cei privați, am înțeles că foarte multe centre din mediul privat au fost deja închise. Da, s-a schimbat modul de finanțare al acestui program. În momentul de față, noi vom lucra cu laboratoarele publice, care sunt în contract cu Direcția de Sănătate Publică. Și ultima întrebare, dacă îmi permiteți, legat de școli. Eu spuneați dumneavoastră că nu credeți că elevii se vor întoarce în bănci în sistem online și dacă vor fi măsuri, acestea vor fi pe termen limitat. Ar putea elevii învăța în sistem online pe o perioadă foarte scurtă, dacă, bineînțeles, spitalele vor fi pline? Eu nu vreau să fac speculații, asta am spus. Nu cred că la data începerii școlilor sistemul de sănătate va fi în pericol în ceea ce privește capacitatea de a spitaliza și de a trata pacienții infectați COVID. Nu cred că o să fie o problemă ca școlile să fie redeschise în condiții de siguranță, mai ales că în momentul de față atât cadrele didactice, conducerea școlilor, inspectoratele școlare, Ministerul Educației este într-o zona de, dacă vreți, n-a spune de obișnuință pentru că poate nu sună bine, dar știu deja ce trebuie făcut încât să limitez închiderea școlilor și cu atât mai puțin să nu punem sub semnul întrebării începutul noului an școlar. Dar în niciun caz copiii nu vor purta mască de protecție când se vor întoarce în bănci. Deci nu avem în momentul de față niciun fel de instrument care să facă posibilă utilizarea măștii. Noi am recomandat-o, știți bine că am recomandat-o. Este important ca lumea să conștientizeze necesitatea utilizării măștii atunci când trebuie, să conștientizeze faptul că aerisirea spațiilor închise unde există multe persoane este o soluție extrem de simplă, de facilă. Suntem în cursul verii, la septembrie probabil că va fi o vreme asemănătoare cu cea de acum, așa că nu există nicio problemă din punctul meu de vedere să ne gândim la o reîntoarcere în condiții de siguranță și a copiilor la școală.
Nu vom fi în situația în care să închidem din nou școlile, este vestea bună pe care o dă acum Ministrul Sănătății în condițiile în care anunță o dublare a cazurilor de la o săptămână la alta. În ultimele 6 zile am avut 15.000 de cazuri, 2.717, adică 20% sunt oameni care s-au reinfectat. Avem 1.410 oameni internați, asta înseamnă un procent de 5,84%, dintre care 225 sunt copii. Din fericire, niciun copil nu este internat la anestezie terapie intensivă. Avem 86 de oameni la ATEI, dintre care 68 nevaccinați și 33 de oameni care au murit în ultima săptămână. Anunță Alexandru Rafila că vor fi probleme, probabil cu aceste cazuri din ce în ce mai numeroase, în următoarele 4-5 săptămâni. Nu se impun noi restricții și nu se pune problema în acest moment ca școlile să fie închise de la mijlocul lui septembrie, când se estimează că România va trece peste acest val pandemic. Mergem mai